Numim forța cu care pământul atrage un obiect greutatea acelui obiect. Deși greutatea e o forță, deci se măsoară Newton, folosim în viața de toate zilele kilogramul pentru a exprima greutatea. Lucru greșit din punct de vedere fizic, dar acceptat practic, deoarece greutatea este proporțională cu masa, așa cum arată această formulă, în care G mare este greutatea, M mic este masa corpului, iar G mic se numește accelerație gravitațională și are valoarea aici, la suprafața Pământului, de aproximativ 9,81 metri pe secundă la pătrat sau newton pe kilogram. Accelerația gravitațională se mai numește și intensitatea câmpului gravitațional și în acest caz este notată cu litera grecească gamma mare. Deci un corp cu masa de 1 kg are greutatea de 9,81 newton. Putem spune aproximativ 10 newton. G mic din formula greutății se numește accelerație gravitațională deoarece ne arată accelerația cu care cad liber corpurile. Deci un corp în cădere liberă are după o secundă de cădere aproximativ 10 metri pe secundă viteza, după 2 secunde 20 de metri pe secundă și așa mai departe. Interacțiunea dintre Pământ și corpurile de la suprafața lui și din jurul lui se face printr-un câmp gravitațional pe care îl putem modela așa cum vedeți în acest desen. Deși mulți cred că în spațiul cosmic nu mai există câmp gravitațional, acesta se întinde la distanțe enorme de Pământ, dovadă fiind Luna, care se rotește în jurul Pământului la o distanță medie de 384.000 de kilometri, deoarece este atrasă de Pământ. O altă concepție greșită este aceea că sateliții artificiali nu cad deoarece nu mai sunt atrași de Pământ. De fapt, greutatea unui corp la câteva sute de kilometri înălțime, acolo unde se rotesc cei mai mulți sateliți ai Pământului, în jurul Pământului, este cu doar câteva procente mai mică decât aici, la suprafața Pământului. Și atunci, de ce nu cad sateliții? Newton a fost primul om care a înțeles acest lucru, deși pe vremea lui, cu peste 300 de ani în urmă, nu existau sateliți artificiali, dar exista satelitul natural al Pământului, Luna. Acesta este desenul original din lucrarea Filosofia Naturalis Principia Mathematica, cu ajutorul căruia Newton a explicat mișcarea Lunii. Explicația este următoarea. Să presupunem un munte foarte înalt pe care se găsește un tun. Dacă tragem cu tunul un proiectil, traiectoria acesta va fi cea din desen și el va cădea în punctul A. Dacă punem mai mult praf de pușcă și tragem din nou, proiectilul va avea o viteză mai mare și va cădea în punctul B. Dacă punem și mai mult praf de pușcă, va cădea în punctul C. Și dacă punem și mai mult, în punctul D. Iar dacă punem destul praf de pușcă, traiectoria proiectilului va deveni cerc. Nu va mai ajunge niciodată pe suprafața Pământului, deși va fi tot timpul în cădere. Deci nu e adevărat că sateliții și Luna nu cad. Cad tot timpul, dar pentru că Pământul este rotund, nu ajung niciodată jos. Sigur, pentru asta trebuie să aibă o anumită viteză, nici mai mult, nici mai puțin. Dar despre vitezele cosmice și gravitație în general, în cursul următor.